al doilea al României, s-a născut la 15 octombrie 1893 la Sinaia. A fost regele României între 8 iunie 1930 și 6 septembrie 1940. A fost primul născut al regelui Ferdinand I al României și al soției sale, Regina Maria, dobândind prin naștere titlul de principe de Hohenzollern-Sigmaringen. După accederea la tron a părinților săi, a devenit principele moștenitor Carol al României. S-a remarcat în timpul Primului Război Mondial prin dezertarea din armată și căsătoria ilegală cu Ioana Lambrino, cea care a avut drept urmare două renunțări la tron, neacceptate de tatăl său. După dizolvarea acestui mariaj, a făcut o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, cuplul având un copil pe principele Mihai. Carol și-a părăsit familia și a rămas în străinătate în decembrie 1925, renunțând din nou la tron și trăind în Franța cu Elena Lupescu sub numele de Carol Caraiman. Mihai a moștenit tronul în urma decesului regelui Ferdinand I în 1927. În contextul politic creat de moartea regelui Ferdinand și cea a lui Ionice Brătianu, cât și de lipsa de fermitate a regenției conduse de principele Nicolae, Carol s-a întors în 1930 în România, detronându-și propriul fiu. Domnia lui a fost marcată la început de efectele marii crize economice și financiare. Carol a fragilizat sistemul de partide, numind adesea la guvernare facțiuni minoritare ale partidelor istorice și cochetând cu ideea unor guverne de concentrație națională, precum guvernul Iorga Argetoianu. De asemenea, a permis formarea unei camarile corupte în jurul său, sub patronajul Elenei Lupescu. Către sfârșitul anilor 30, situația politică internă s-a deteriorat sub influența situației internaționale și a acțiunilor regelui, în 1938 fiind instaurată dictatura regală prin suspendarea Constituției din 1923 și desființarea partidelor politice, înlocuite cu un partid unic, Frontul Renașterii Naționale, patronat de rege. Anul 1940 a consemnat fărmițarea României Mari ca urmare a pactului dintre Germania și URSS, situație care a avut efecte dezastruoase asupra reputației monarhului român. Reorientarea politicii externe a României către Germania nazistă nu a putut salva regimul lui Carol, care a fost obligat să abdice de către generalul Ion Antonescu, proaspăt numit de el prim-ministru. I-a fost permisă părăsirea țării cu un tren special încărcat cu averi, nelipsind mult să fie asasinat de către legionari care au tras asupra trenului. După cel de-al doilea război mondial, fostul rege a dorit să se întoarcă la cârma țării și să-și detroneze din nou fiul, însă a fost oprit de aliații vestici. S-a căsătorit în cele din urmă cu Elena Lupescu și a murit în exil la Estoril, în Portugalia, la 4 aprilie 1953. Dotat cu o inteligență extraordinară și pasionat de cultură, al cărei patronaj rămâne una din realizările sale majore, reputația lui Carol este marcată de viața sa privată, care a interferat cu administrarea treburilor de stat. Carol al II-lea rămâne o personalitate controversată. De altfel, regele Mihai nu a mai reluat vreodată legătura cu el. Nici la ceremonia de înhumare a rămășițelor lui Carol al II-lea, la mănăstirea Curtea de Argeș din 2003, regele Mihai nu a fost prezent. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.